Începem așadar cu informația de ultimă oră. Bărbatul care a tras cu un pistol înspre un tramvai s-a întâmplat pe șoseaua Viilor din capitală. Acestea sunt primele fotografii, sunt imagini practic cu locul pe unde proiectilul a intrat. Două geamuri au fost sparte. Poliția urmează să se pronunțe ce tip de proiectil a fost. Slavă cerului și spun bun găsit și lui Bogdan Pavel că nu a fost nimeni rănit, dar într-o astfel de capitală trăim. Bună ziua, frumos te urci în tramvaiul, nu mai știu, parcă era tramvaiul numărul 7, în zona Viilor, te urci frumos în tramvai și mor, iertați-mă și nu vreau să supăr sau să jignesc pe nimeni. Mor ca prostul. De ce? Cineva în România, la ora 10 dimineața, a ieșit și a zis, ce aș putea să fac astăzi cu adrenalină? Aaa, uite, am un pistol. Cum am un pistol? Am și un permis pentru pistolul ăla? Hai să trag un pic să văd. Crapă geamurile. Eu nu știu dacă este doar de crăpat geamurile. Le crăpat creierele. Eu cred că el a căutat pe cineva în acel tramvai. Este o supoziție. Am și spus, cred că asta a făcut. Nu cred că cineva are de gând să joace cu pistolul prin București și să tragă să vadă dacă se sparg geamurile unui tramvai. Atenție, departe de mine, iartă-mă doar o secundă, dar pe grupul nostru de WhatsApp a venit informația că astăzi, la ora 12, deci în principiu cred că suntem, da, la ora 12 să fim în direct, la sediul Ministerului de Interne, acum nu știu dacă are legătură, da, țineți minte, o să aibă loc o declarație de presă, susținută de purtătorul de cuvânt, comisarul șef Monica Dașbog, pentru partea de, deci începând cu ora 11:30 pentru cameraman ca și acces, sau și mă întreb, o să ne uităm și noi la declarație, dacă o avea legătură cu povestea asta? Nu știu, sper să avem o veste foarte bună din partea poliției, să ne spună că a fost prins băiatul ăsta care s-a considerat el un white turp în București. Corect, o comparație foarte potrivită dacă ne își face filmele, justiție, da? Își face glume, cine știe ce nu, chiar aș vrea să aflu ce ar putea să fie în capul unui om care ar face un astfel de gest. Bun, înțeleg că ar fi un rival, dar dacă ești un rival, vânesc cu pistolul prin tramvai, nu te gândești că pe acolo mai sunt și oameni? Păi, dacă este o glumă, este o glumă foarte proastă. Dar dacă omul, e foarte posibil să fie. Pe de altă parte, hai să ne uităm puțin. Eu nu mă pricep și nu vreau nici să mă dau deșteaptă, dar nu mă pricep la legislația care permite în anumite condiții să poți fi purtător de armă. Corect? Dar în niciun caz nu ai dreptul să-l îndrepți către... Nu, stai puțin, nu puneam sub semnul întrebării. E clar că este scelerat. Întrebarea este cât de scelerat, de unde e sceleratul, ce avea de gând să facă sceleratul și, în principal, de unde a făcut rost de pistol, dacă l-avea în mod legal și dacă a luat-o pe arătură, că e o perioadă în care o să vedem tot felul de clovni. Eu nu aș dori să ajungem la soluția să aflăm că de fapt ar fi tras cu o praștie. Nu cred. Eu aș prefera... Știi că vorbeam în redacție, da. Nu cred nici eu, nici colegii mei, nu cred că asta e o gaură de praștie. Nu știm acum ce fel de proiectil are. Mă înșel, colegii care ne urmăresc și mă refer la colegii, prietenii noștri de pe Facebook. Dacă informațiile care au apărut până acum vorbesc despre un pistol și un proiectil, e drept că dacă a ieșit pe partea cealaltă, nu știu dacă nu cumva ar fi putut să-l găsească pe trotuar, deci pe, știi ce zic, pe stradă, pe sensul celălalt. Bănuiesc că sunt oameni în tramvaiul ăla care au văzut incidentul, bănuiesc că vor fi declarații luate de polițiști. Sigur cineva a văzut cine și ce a făcut acolo. Deci este imposibil ca ziua în amiază mare, dimineață la ora 10, să vii să tragi cu pistolul pe București, indiferent că ești în Viilor, că ești în Ferentari, Giulești sau la universitate. Nu contează oriunde s-ar fi întâmplat asta. Știm că sunt mulți cei care vor să-și facă dreptate de unii singuri. Da, avem mai multe mesaje. Îmi pare rău că nu pot să vă promit știri fără Mocanu și fără Orbănescu. Bănuiesc că vă referiți la premier. Nu avem cum, pentru că lucrăm cu marfa clientului, da? Asta apropo, actualitățile noastre nu sunt inventate de noi, oameni buni. Adică cât aș vrea să știți că eu dimineața nu mă trezesc și zic la ora 6, uitându-mă la filmul când doarme dus, astăzi aș avea chef de un proiectil pe geam. Gata, am țesut o pânză și am născut o actualitate. Nu, ele vin către noi pe fluxul clasic, însemnând cu ajutorul colegilor, al reprezentanților autorității, Ministerul de Internet, presă locală. Dar vă spun ceva, o să vedeți astăzi imagini, astea sunt, a să fac o glumă poate nefericită, astea sunt pistol cu apă. Deci aceste imagini sunt imagini care nu vă impactează foarte tare. E drept însă că te gândești, domnule, am mers mult timp în tinerețea mea cu tramvaiul. Nu m-am gândit vreo secundă, mai
Mai bine să nu stau lângă geam, că poate unul se trezește dimineața accelerat și vine și mi răstoarnă fizionomia un pic, știi? Nu suntem nici în vestul sălbatic, nici să respectăm geografia, să spunem, în sudul Bucureștiului geografic. Nu suntem nicăieri, suntem în România, fraților. Bun, suntem în capitală. Facem o recapitulare a informațiilor și mergem mai departe. Așteptăm să vedem dacă la ora 12 conferința de presă, mesajul purtătorului de cuvânt de la Ministerul de Interne are legătură cu situația din Viilor. Puteți citi articolul complet despre bărbatul care, nu știu dacă l-au prins, nu știu dacă l-au reținut, pare că nu. Deocamdată nu avem informația asta. E cum ar fi să fie și liber? Aș râde, să se mai joace un pic, să mai tragă undeva. Nu, știți cum, numai că nu vreau să fac, azi am o stare așa un pic glumeață. Păi nu, eram cu ochii pe ei. Of, Doamne, un bărbat așadar a tras cu pistolul cu glonț într-un tramvai aflat în mers pe șoseaua Viilor din capitală. Conform informațiilor obținute de colegii noștri de la Gândul, nu a rănit niciun călător, slavă cerului, cu toate că proiectilul a traversat practic mijlocul de transport. Da? Dacă era plin, era un nu mai ieșea pe partea cealaltă. Nu mai ieșea pe partea cealaltă. Bun, clar. Polițiștii bucureșteni au fost anunțați de Vatman, care a povestit că în jurul orei 10 o persoană aflată pe trotuar, deci omul a văzut, e martor, deci nu poate să fie praștie. Așa, o persoană aflată pe trotuar a tras către mijlocul de transport, cel mai probabil cu un pistol. Conform anchetatorilor, nu s-a stabilit deocamdată ce fel de muniție s-a folosit, însă anchetatorii presupun că este vorba de un glonț. Sunt luate în calcul și alte posibilități, inclusiv folosirea unui cartuș realizat artizanal. Doamne, asta ar arăta un nivel de accelerațiune, să stai să-ți confecționezi un proiectil? Da. Uite, este cineva care ne spune, pistolul nu face gaură așa, nu-i pistol. Așteptăm să vedem. Informațiile pe care le avem până acum vorbesc despre asta. Vatmanul declară că a văzut un om cu pistol. Și că ar putea fi pistol cu bile. S-ar putea. Dar stai puțin. Da. Și atunci, fiind rotund proiectilul, bila respectivă, da, e metalică, și ar putea, nu? Să facă acea pagubă mai mare. De acum te întreb și eu ceva. Iertați-mă dacă par mai deschisă la culoarea de păr, dar mai bine întreb decât să spun inepții. Geamurile astea n-ar trebui să fie un pic mai securizate? Păi sunt, de dovadă că uite cum s-au spart. Dar se pare totuși că ele rezistă foarte bine când tramvaiul stă, când este în mișcare, se sparg și se crapăm foarte mici pătrățele. Logica fiind? Adică poți să tragi doar dacă e glumesc. Nu sunt făcute să reziste la un impact cu un glonț. În principiu, deci nu scopul cu care e așa antiglonț, că nu-mi venea, aveam un lapsus. Deci nu sunt făcute cu gândul că un scelerat într-o zi în șoseaua Viilor. Ar costa foarte mult. Adu-mi aminte unde e șoseaua Viilor. Ca să nu... Face legătura de la Eroii Revoluției. Deci, central, și... relativ, lângă... Da, și merge spre Chirigiu. Aici este chiar zona unde tramvaiul oricum merge încet, din ce am remarcat eu, este chiar la intersecția cu Progresului cu Viilor. Marius zice că nu e pistol, că pistolul nu face gaură așa, dar de unde știi, Marius? Zic și eu, întreb acum, zâmbim, da? Ăsta e pistol cu bile, ce-o fi, o să aflăm, dar eu sper ca omul să nu fie foarte liber, asta ar fi, dacă mă înțelegeți, ce mi-aș dori. Conform anchetatorilor, nu s-a stabilit deocamdată ce tip de muniție. Sunt luate în calcul. Poate fi și un proiectil din metal, probabil o bilă de rulment. Bila de rulment e folosită de pistoalele cu... Nu știu de ce te întreb, pentru că și tu pari intelectual ca mine. Adică, na, asta e. Noi ne pricepem la ursuleți și la J-Lo, ca să fiu foarte onestă, dar la armament și la muniție, ce ar mai fi? Ne vedeți ca în Rambo, mâine, păi mine. Luni, vii, ne dăm două dungi negre sub ochi și facem și exerciții tehnici. Nu se poate, pentru că luni trebuie să plecăm, suntem chemați de Teodosie la Constanța. Te duci la peșteră. Stai departe de peșteră, Bogdane. Stai departe de lumină. Bine, glumim, nu vă faceți idei că suntem chiar cu sufletele foarte curate din punctul ăsta de vedere. Deci, dragii mei, așteptăm să vedem ce anume s-a întâmplat și să ne comunice cei de la secția de poliție 18, probabil cu ajutorul celor de la interne, pentru că cei de la secția de poliție 18 fac cercetările acum împreună cu serviciul arme explozibile și substanțe periculoase. Slavă cerul, e vreun capăt de linie acolo, de nu era nimeni în tramvai, Doamne ajută. Nu este capăt de linie. Nu e, nu. Da, a fost o zi, poate că asta a și văzut, a văzut că nu-i nimeni și a zis, hai că nu risc să ucid pe cineva, știi? Supoziții pot fi multe, poate chiar el voia să împuște pe cineva de pe partea cealaltă a drumului și s-a
ascuns în spatele tramvaiului. Deci supoziții pot fi sau mai Rambo, stai cu minte. Eu mă gândesc că el a avut de a face cu cineva care era în tramvai, știa că este în tramvaiul ăla. Dar e cam tremura mâna. Gata, Cristi, ți-a plăcut mult. Bine, dragii mei, rețineți, zâmbiți, dar protejați-vă, fiți atenți. Știți, e sportul ăla care mie nu-mi place nici în trafic și nici în lumea clasică, așa cumva. Trebuie să fii atent la oamenii care sunt pe lângă tine, să fii în tot timpul în gardă, ceea ce mie mi se pare o mizerie în plan uman. Când ajungi la momentul ăla așa un pic să te uiți stânga-dreapta, te cam strânge un pic viața, știi? Și nu poți să te gândești dacă cel de lângă mine are un pistol și l-am enervat, l-a scos și trage spre mine. Dumnezeule, exact. Bine, suntem la Gândul Live, continuăm.